Așa cum spuneam, de mai bine de o lună și turismul se confruntă cu o situație fără precedent, cel mai mare val de anulări de vacanțe din istorie. Adăugăm aici și rezervările anulate la hoteluri și biletele de avion. Din păcate, se pare că pandemia de coronavirus a pus industria turismului în genunchi. Și în județul Mehedin situația este la fel. Patronii de pensiuni se pregăteau să primească turiști în perioada sărbătorilor pascale, însă acum sunt nevoiți să le restituie banii celor care și-au retras definitiv cazarea sau au stabilit o altă dată pentru vacanță. Restricțiile europene și mondiale limitează în acest moment drastic circulația turistică. Chiar dacă am fi curajoși, posibilitățile de călătorie sunt din ce în ce mai limitate, iar în aceste momente este necesar să lăsăm curajul deoparte și să mergem pe calea responsabilității. Perioada următoare se anunță a fi dificilă și pentru patronii pensiunilor din Mehedinți, care se pregăteau să primească oaspeți în perioada sărbătorilor pascale, însă acum sunt nevoiți să le restituie banii celor care fie și-au retras definitiv cazarea, fie au stabilit o altă dată pentru vacanță. Destul de dificil pentru perioada asta, special pentru noi ca și organizatori. Aveam deja 90% din pensiune ocupat, atât în perioada sărbătorilor pascale, cât și înainte de pregătirea sărbătorilor, cât și după, inclusiv o conferință. Aveam cu cei de la Parcul Natural. Din păcate, le-am anulat pe toate. Cei care erau un grup care optase pentru sărbători de Paște, mai exact, dar au dorit ca să-și retragă banii, nu să amânăm pentru o altă perioadă. Astfel, foarte dificil ne descurcăm de a înapoia banii celor care nu doresc să vină în perioada mai propice fiecăruia. Asta este. Încercăm să supraviețuim. Nici petrecerile din cluburi organizate de Paști nu vor mai avea loc în această perioadă, pentru că toate locațiile sunt închise. În vedere că locațiile noastre au fost primele din domeniul Horeca care au dispus închiderea încă dinaintea luării acestui lucru ca obligatoriu, să zic așa. Gândim că sănătatea este mult mai importantă decât situația financiară, astfel, din punct de vedere al sănătății și în contextul în care dispantora socială este în continuare o măsură menținută de guvern pentru împiedicarea virusului, petrecerile și orice altă activitate rămân suspendate. Din punct de vedere financiar, probabil o să fie puțin greu și dificil, dar revin și mințit, este mai importantă sănătatea. Președintele a anunțat luni prelungirea stării de urgență instituită pe 16 martie. Șeful statului va emite un nou decret săptămâna viitoare pentru încă 30 de zile, până la mijlocul lunii mai.